Lucrările la ansamblu de locuințe, ridicate Agenția Națională pentru Locuințe în incinta fostei unități militare de pe strada Independenței, sunt aproape de finalizare. Blocul cuprinde două tronsoane cu 12 unități locative, trei apartamente cu două camere și trei apartamente cu trei camere pe fiecare scară. Consiliul Județean Călăraș s-a ocupat de racordarea la utilități, amenajarea spațiilor verzi și aleilor, lucrări executate în momentul de față în proporție de 95%. ANL estimează că până la sfârșitul acestei luni, obiectivul va fi finalizat. Valoarea lucrărilor se ridică la suma de 429.000 de lei, la care se adaugă TVA. Ansamblul de locuințe aflat pe strada Independenței, în fosta unitate militară, din punctul Consiliului Județean de vedere, este finalizat în proporție de 95%. Instituția noastră se ocupă de infrastructura stradală, alei, spațiile verzi și racordările la tot ceea ce înseamnă utilități, gaze, apă și electricitate. Constructorul ANL ne-a dat asigurări că recepția va avea loc la sfârșitul lunii februarie. Care a fost valoarea investiției? Vă pot spune valoarea lucrării. Consiliul Județean cu ce a contribuit. Valoarea este de 430.000 de lei, la care se adaugă TVA-ul. Ansamblul de locuințe este format din două tronsoane. Pe fiecare scară există trei apartamente cu două camere, trei apartamente cu trei camere. Până în momentul de față, regulamentul de acordare, criteriile pe baza cărora se vor acorda aceste locuințe nu a fost adoptat. Probabil că tot ANL-ul va veni și cu aceste criterii ca celelalte locuințe sociale. Există în momentul de față solicitări din partea medicilor? Au solicitat locuință Consiliului Județean? Da, proiectul Consiliului Județean a fost creionat pe baza unei fundamentări venite de la Spitalul Județean Călăraș. Sunt foarte mulți medici care în momentul de față fac naveta București Călăraș, au solicitat chiar și fondului locativ, serviciului de fond locativ de la primărie și am spus că cel mai bine este ca noi, Consiliul Județean, să ridicăm un astfel de ansamblu. Am înaintat solicitarea către ANL, am primit și finanțare și blocul se află în stadiul în care îl vedeți în momentul de față. Lucrările au mers foarte repede și dacă vor merge în acest ritm și vremea ne ajută, până la sfârșitul lunii februarie va fi recepționat.